Salut și bine ai venit pe acest canal! Astăzi avem un clip despre cumpărături. Am vrut să fac un clip despre ce am cumpărat în toată săptămâna, așa că vă las să vizionați. Azi este 4 aprilie, este luni, am fost prin piața Tomisterei și am luat niște verdețuri, dar nu mergem la verdețuri, am luat așa oase de porc. Au 1 kg, 600 parcă, 11 lei kilogramul. Un kilogram 540. Le-am luat, o să bag, cred că, unele în congelator. Și nu știu dacă să bag sau nu. Văd eu cum sunt. Oricum le fac și cu perișoare. Fac o ciorbă de oase de porc și cu perișoare. Am luat și o bucată de brânză. Asta este 17,90 kg. Vreau să fac plăcintă cu brânză sărată, cu telemea sărată. Am luat spanac, 6 lei kilogramul, cu tot cu codițe. Am luat cam mult, dar o să-i dau mamei mele și o să facem salată și o să-i fac și lui Iris pentru că îi place. Ei fac fiert. Am luat pătrunjel așa, dintr-o parte, cu 2 lei. Leuștean cu 2 lei, ca să pun la ciorbă. 3 legături de cepe, așa, cu 2 lei, toate 3. Le-am găsit. Asta un leu, pătrunjel din altă parte. Am luat câțiva ardei grași, erau 7,50 kg, am ales, nu prea aveam ce, dar am ales să mâncăm așa de dimineață. Castraveți, ăștia sunt 15 lei kg. Ridic, 1,50 lei legătura. Și aici am luat o salată din asta creață, 3 lei legătura. Astea sunt cumpărăturile de astăzi, de luni. Azi este sâmbătă. 9 aprilie. A fost Lucian cu Rebecca la Lidl. Rebecca face lista în timpul săptămânii, cam ce avem nevoie. Cam astea au luat. Am mai fost, cred că, de luni, de când am făcut cumpărăturile din piață. Am mai fost, cred că, odată am luat pâine și corcunt, că nu mai aveam pâine. Bun. Să vedem ce au luat. Începem din partea asta. A luat saci pentru gunoi, sunt 18 saci și au 60 de litri. Aceștia ni se potrivesc nouă la coșunul de gunoi. Așa, și tot din categoria nealimentare, au luat acest odorizant autolichid cu miros de liliac. Cred că l-am mai avut noi pe ăsta și miroase bine. Îl punem la oglindă. A găsit ciușcă, văd, ardei iute, că ultimele dăți nu am mai găsit. Și nici din piață nu am luat, pentru că era în aceea bulgărească mare și noi mâncăm foarte iute și deci avem nevoie de ceva iute. Icre, salată cu icre de crap românesc și ceapă, producător Deltaica, are 100 de grame, găsiți acest producător și în Oșan, am impresia, cred că v-am mai zis eu, la borcan de sticlă. A luat roșii, 500 de grame de roșii. A zis că nu a găsit altele, sunt din Turcia, să vedem cum sunt, pentru că astea din Turcia nu prea sunt bune, mai bune sunt cele din Spania. Aici avem ceapă albă, mai avem vreo două cepe și cum săptămâna asta am făcut ceva mâncare, am tot folosit, am zis să avem în casă. Ceapă roșie, mai am decât una, noi o mâncăm cu ciorbă pe aceasta, la guacamole, de obicei o mâncăm cu mâncare gătită, mai rar pun în mâncare. 1 litru de lapte de 3,5% grăsime. Asta este făcut de Friesland Câmpina, România. Fabrica, a nu e Campina. Fabrica Cluj-Napoca. Așa. O pungă de Lay's paprika, așa preferații Rebecca-i, au 120 de grame. Am zis noi că mâine dacă plouă să stăm la film ceva, să vedem dacă activăm Netflix-ul. Aici ce și-a luat Rebecca? Aici sunt cărnații preferați ai Rebecca-i, din carne de pasăre și porc, au 120 de grame. Și de aceea sticks, ăștia îi mâncăm ca pe semințe. Aici sunt niște chifle, dacă le zic eu bine, chifle țărănești cu cartofi. Era în aplicația Lidl 3+1 gratis și noi mâncăm de obicei în această șansă, ia, că oricum le mâncăm. Rebecca văd că și-a luat acești burgeri troli, mini-burgeri. Sunt geleuri, da, de obicei le mai cumpără. Chiar vreau să văd cât costă, că sunt în jur de 2-3 lei la magazin.
Le mai găsim, le găsim la preț bun la metro, doar că trebuie să iei multe zloturi. Multe, multe în cutie. Așa că nu luăm. Am schimbat ambalajul la cașcaval și cred că și firma era de la Pilos, dacă nu mă înșel. Asta este Milbona. Este cașcavalul de 750 de grame, cel pe care noi îl preferam în mod obișnuit. Este la ofertă săptămâna aceasta. Eu zisesem pe listă să ia două, dar nu știm cum este, să vedem dacă ne place. Și ala decât unul. Am mai luat mușchi file de la cămara noastră. Are 100 de grame. Văd că a luat două. Sunt două astea pentru dimineață. Ne mai facem sandvișuri. Ce mai avem aici? O pâine. Ia să văd ce pâine. O pâine de la brutărie. Cred că este pâinea cu cartofi. În mod sigur, după cum arată, da. Este pâinea cu cartofi, cea pe care noi o mâncăm. Fâșia asta. 10 ouă, clasa M. Mai avem câteva ouă de la țară, dar le păstrez pentru Iris. Și astea pentru noi. 2 cublețe de drojdie să am. Săptămâna asta am făcut multe chestii la cuptor cu drojdie. Am făcut și plăcinte, am făcut și pâine, 2 feluri de pâine și lipii. Și am consumat și am zis mereu să am, deși am și puțină drojdie uscată, dar merge mai bine. M-am învățat eu cu cea proaspătă. Un unt de 250 de grame de la Milbona cu 82% grăsime, Irish Butter. Un iaurt grecesc de 10% grăsime, are 400 de grame. O smântână cu 20% grăsime, 400 de grame. Asta tot așa să o avem. Nu știu exact ce mâncare facem săptămâna viitoare, pentru că m-am săturat să fac mâncare. Și pentru că o să mâncăm ce avem prin casă și ce avem la îndemână. Un mango, pe care de-abia așteaptă să-l desfacem Rebecca. O rodie. Mie îmi plac rodile mult și cred că numai eu mănânc. Un ananas, să avem fructe săptămâna viitoare. O să mai mă duc eu, cred că, la Penny să iau niște banane și mere, că îmi plac merele de la ei. O salată, pentru că avem o mare consumatoare de salată în casă, și anume Rebecca. Șervețele, 4 role de șervețele. Ce mai avem aici? Danonino brânzică, cu caise și căpșuni. Nu prea cumpărăm noi din astea, dar acum a vrut Rebecca. Nu știu dacă avea într-un timp în astea zi linguriță. Nu cred că mai are. Nu aveau. Dar știi că unii oameni le mai au. Știi că în pasta aia de dinți ai văzut că se putea desface cutia și cred că le-a luat magnetul sau pur și simplu nu aveau. Bun. De la Deluxe a luat acest desert cu ciocolată. Eu nu prea iau sau nu prea sunt de acord și nici nu luăm diferite deserturi gata făcute, mai ales din astea la pahar, dar Rebecca vrea să participăm la concursul de lux și atunci va trebui să luăm ceva de lux. Și a ales desertul ăsta. Tati l-a ales? Hai să vedem cum e. Desert cu 44% spumă de ciocolată, bucăți de ciocolată, spumă cu frișcă, sos cu ciocolată, decorat cu fulgi de ciocolată amăruie. Bun, sună interesant. Nu conține. Nu conține moceai. A luat săptămâna trecută profiterol. Rebecca l-a vrut, era cu mine. Și nu m-am uitat la etichetă. Na. Și Lucian a observat, zice, măi, ăsta are gust de alcool. Și de adevăr, scria pe el alcool. Așa, și ce mai avem aici? Mai avem cartofi. Cartofi pentru prăjit sau gratinat. Da. Noi mâncăm, cred că o dată pe săptămână mâncăm cartofi prăjiți. Săptămâna asta am mâncat cartofi prăjiți, mai aveam vreo 2 și am zis să ia. Cam astea sunt cumpărăturile de la Lidl și cu cele din piață. Și cam așa se încheie cumpărăturile pe săptămâna aceasta, cred. Cred, doar cred. Mulțumim de vizionare și spor la cumpărături și vouă.